mi-a pus-o. Aici. Îmi caut. A dat uleiul, pelicula și am ștec, să știți bine doar ce fac deja. Deci, fără un fundal, o să facem ceva fără un fundal. Adică o vasă, o carafă, ce vreți, nu contează ce este. Și o să vedeți fără fundal cât e de complicat. De ce este complicat? Pentru că nu se pot ajusta niciodată marginile. Pe mine mă interesează o ajustare a marginilor. Ce înseamnă ajustarea marginilor? E că dacă aici e prea bombat, aici e prea într-un fel, eu din fundal pot să le dau mai încoace sau din vază pot să le dau mai încolo. Adică am tot timpul posibilitatea asta de jonglare. Fără acest lucru e complicat. Se poate, doar că e foarte complicat și nu ține de ceea ce vreau să vă spun. Uite, o să facem fără fundal și o să vedeți că e complicat. După ce o să facem carafa asta metalică, o să vedeți după aia că o să facem și fundalul. Când terminăm carafa, vom face și fundalul. Să vedeți că de bine după aia o să se așeze lucrurile, da? N-am mai pus nimic, nu am pus decât, ați văzut, acea peliculă subtilă de ulei. Asta o șterg, asta nu o las, asta trebuie să vă spun că o șterg. O să pun niște alb și galben. Ia să punem niște galben și alb. Important este cum se amestecă culorile, că trebuie să le simți la mână. Ele acum se agață, e bine. Se agață pensula, vârful pensulei. Se agață de suportul pe care pictez. Înseamnă că procesul de uscare, absorpția e bună. Am șters uleiul cu cârpa și mi-a rămas chiar o peliculă foarte ușor, foarte subtilă.
Și pelicula aia subtilă deja face legătura între culorile pe care le pun eu acum și tratamentul lemnului. E mult mai bine așa, se lipesc mai repede decât la celălalt. Păi, v-am spus, dacă nu experimentăm, nu avem de unde ști care, când și cum să facem. Sunt doar încercări, dar prin încercări reușim să înțelegem, pentru că așa am înțeles și eu, încercând. Dacă nu încercăm, nu avem niciun. Nu avem de unde ști că se poate realiza într-un fel sau altul. Nu avem nicio cunoaștere fără încercare. Da, ce am găsit astăzi, o chestie foarte mișto pe net. La numele meu, mă, nu e că vorbește urât, nu, era o chestie mișto așa, dar n-ai rost să mai zic. Bun, deci, o să vă arăt și cum vine umbra, o să lucrăm puțin și asupra umbrelor și luminilor, de unde vine, pentru că anumite nu am câștigat volum. Deci dacă nu dăm lumină și umbră, nu știm, nu avem o percepție asupra volumului. Și asta acum o să fac eu, o să vă arăt imediat, o să iau niște negru, care ești mă negru? Că ești acolo lângă albastru. A ajuns să fie negru în galbastru și e mai greu de realizat unde este negru. Dacă se duce culorile închise una lângă alta, e complicat după aia. Asta este o margine de sus și va veni ceva de genul ăsta așa acolo. Știți cât e de complicat fără fundal? Foarte complicat, mai ales pentru mine care m-am învățat să pictez într-un fel în care corectarea o pot face din fundal, prin ajutorul fundalului. Acum e mai complicat. Aici trebuie să fie o lumină care vine de acolo și pentru că lumina vine de acolo, umbra aici, aici trebuie să fie așa. Mă rog. Pe aici la fel am să fac. Vedeți, aici am murdărit. Dacă am fundalul făcut, chiar dacă se murdărește, nu e absolut nicio problemă dacă e fundalul făcut. Dacă nu e fundalul făcut, murdăria aia acum se va vedea într-un fel. Eu am acum o pensulă cu păr de veveriță. E mai moale, stufoasă. E folosită pentru acuarel, dar eu o folosesc pentru estompaj. Aș fi putut să folosesc și pensula asta la fel de bine, ori una, ori alta, dar în cazul ăsta mai bine merge asta. De ce fac estompajul cu lorul ăla acum? Pentru că se usucă foarte repede și nu mai apuc. Nu e ca la pânză. La pânză puteam aștepta și mai mult, 20-30 de minute, după care puteam face, dar și acolo în funcție de cum se usucă culorile. Dacă se usucă mult prea repede, trebuie făcut și estompajul culorilor mai rapid. Dacă se usucă mai lent, îl facem și noi mai lent. Da, ca să știi lucrurile astea, trebuie iarăși o experiență în domeniu ca să poți să verifici. Eu am făcut verificarea cu pensula, am văzut că se lipește pensula de suport și atunci mi-am dat seama imediat că culorile se usucă mai repede. Băi, afară plouă, mă ia cu un somn așa subtil și ajung să dorm iar la 3 dimineața, azi noapte la 3, altă seară la 2, nu știu mai știu cât era ceasul. Acum poate că dacă a mai plouat puțin, se va mai răcori nițel și o să dormim poate mai bine, zic eu. Da, nu se simte oboseala că te cuci la 2, la 3, te trezești la tot, la 8.
Cam pe acolo e ora la care mă trezesc eu. Bine, eu pictez baza asta, dar trebuie să vă spun un lucru. Eu nu am un model pentru care, după care să mă uit, să mă ghidez. Modelul meu este în minte, pentru că e și normal să ajung să pictez din minte. Având experiența la atâția ani, îți vine cumva ușor să... Bun. Haideți să vă arăt. Ops. Hai să facem puțin la fundal acum, să vedeți fundalul cum determină imediat. Da? Mai lucrăm puțin aici, hai să mai lucrăm puțin aici. Și după aia trecem și la fundal. Am zis la gura, gura vasului aici, nu e deloc. Asta, când e copilul la mai mic, acolo nu o să meargă cu asta fiind prea mare, o să iau una mai micuță. Așa, o să iau puțin roșu și galben și o să le amestec și o să fac un fel de portocaliu. E un fel de portocaliu, că nu e chiar un portocaliu, e un fel. Aici o să trebuiască să facem cu lumini, după aia toate chestiile astea, marginile, da, la această carafă metalică. Hai să facem fundalul, să vedem asupra fundalului cum ne hotărâm. Culoarea e mai puțin importantă pentru mine acum în faza asta. O să iau niște albastru. Și găsesc pe aici, pe paletă, sincer, vă spun că nu are nicio relevanță ce este. Îmi place un turcoaz, aș pune un turcoaz. Ia uitați, vedeți acum ca să vedeți ce înseamnă fundal, despre ce voiam să vă vorbesc. O să vă arăt și cum înseamnă fundalul, ce înseamnă. Acum e o placă, e un vas plat, n-are nimic mai mult. O să-l putem și corecta. Dacă mi se pare că gura e prea mare, la vas, nu la mine, l-am ajustat. Da? Uite așa, aici trebuie o pensulă mai micuță puțin, dar nu are nicio relevanță pentru că eu o să vin cu pensula cealaltă și mai pot modifica vasul. Îl mai pot modifica. Da? Hai să-l punem să stea pe ceva, pe acest vas. O să-l punem pe o măsuță ceva. O să facem și umbra cum vine pe măsuță. Să înțelegeți și voi cum vine umbra pe măsuță. La măsuță o să facem mai deschis. O să punem mai deschis. O să mai închidem după aia fundalul iarăși. Ai, uite așa, până aici. Aici va veni umbră. Eu am făcut încă în culoare deschisă, dar va trebui închisă pentru că pe aici vine umbra de la vas. Dar nu e una tare, e una așa subtilă, adică o să vedem imediat. Aici îi dăm forma să fie egală, frumos. Aici e reflexia de la vas, de la masă pe vas. Nu am model, îl fac din imaginație, să vedeți numai ce bun sunt. Tu, mă divache cineva. Da,
Hai să vă arăt. Este ceva gen ca la portret. Dacă de aici, ca să putem să pară că acest vas poate veni spre tine. Știi? Să-l scoatem din fundal. Nu e nevoie aici să veniți cu culori închise ca să dați umbra pe fundal. Pe fundal nu trebuie dată umbra în mod special, doar dacă acest vas stă lipit de un perete și peretele ăla. Da, adică sunt slabe șanse să se vadă umbra vasului pe un perete, în cazul, da? Uite așa. Trebuie să acoperim toată suprafața ca să se înțeleagă mai bine. Ok. Dacă tot am pus pensul asta acum la îndemână aici, mă refer la asta. Mi-a amorțit fundul pe scaunul ăsta, că nu e cel pe care l-am de obicei. La fiind prea mare în cazul de față, stau pe unul mai mic. Vedeți, nu dau deloc pe vas, pentru că îmi încarc pensul ăla cu o cantitate de culoare din fundal. Vedeți? Și subtil mă apropii de vas. Da? Deja am cantitate de culoare subtilă ce drept aici. Ați văzut? Da? Asta este o evoluție de culoare pe ceea ce urmează să fie. Bun, nu mai șterg pensula, da? O lăsăm așa, dăm cu ea. Pentru că nu de fiecare dată trebuie ștersă dacă suportul se pretează și nu e nevoie să fie ștearsă cum e în cazul unei pânze. La pânză trebuie ștearsă mereu pensula. Dai de 2-3 ori, o scoți aici, iarăși, iar dai de 2-3 ori, iar o pui, iar o scoți aici, iar ștergi, știi? Adică e cumva altceva la pânză decât la lemn. La lemn, vedeți, dau aici, frumos, nu mai șterg. Bun, acum o șterg puțin și o să dau pe vas. Pe vas. Asigur marginile să se piardă, vedeți? S-au pierdut deja, vedeți? Aici o să mai asigur încă o dată culoare ca să pară că vine asta în jos. E altă treabă acolo. Încă o dată și aici la fel. Ia uitați. Fac. Nu vede telefonul în ceață. E bine, dar ia uitați, așa e pictura. Pare că telefonul arată în ceață, dar nu arată în ceață telefonul, așa este sfumatura. E o sfumatură foarte fină. Aici la fel vom putea face același lucru, ținând cont de forma vasului, dăm și noi cu pensula în forma în care există vasul. Uite așa. Ok, hai să lucrăm acum asupra fundalului și după aia ne întoarcem înapoi pe asta. Dacă știți că eu pictez de azi dimineață, nu se vă vine să credeți. Eu de azi dimineață pictez într-una. Nu mai am fost puțin la oraș, am avut puțin treabă o oră și am uitat înapoi și de atunci tot pictez. A, și așa nu prea am pictat toată vara, am tras chiulul. Abia acum încep să mă dezmorțesc cumva. Îmi șterg o pensulă și imediat o să... O pensulă e una dintre cele cu care am lucrat aici, adică cu asta. O șterg pentru că deja m-am adaptat cu ea și am văzut că creierul
se adaptează pe anumite pensule, v-am mai spus, da? Și vom profita de lucrul ăsta și vom lucra cu ceea ce ne-am adaptat deja. O să pun niște negru. De data asta o să trebuiască să lucrez cu puțin negru. O să pun niște negru. Atenție la negru. Iarăși negru când îl punem în situația de față, mai ales că lucrăm în sfumato. Trebuie să fim foarte atenți pentru că după aia cu greu mai reușim să scoatem de acolo culorile unde am greșit, dacă am greșit, da? Bun. Am și o mică rugăminte. Săruna doamna Sica. Ia spuneți-mi, doamna Sica, câți urmăritori suntem acum? Pentru că la mine iarăși e blocat. Da. Se blochează. Se mai blochează. Asta e viața. Deci. Cinci. Da, este ireal. Telefonul nevastă-mi arată 95-180. Da, e clar, este ireal. Deci nu sunt. Da, bine, am avut așa ca idee, să știu. Dar nu mai deschidem iarăși cutia Pandorei pe acolo, că am înțeles oamenii astăzi, am vorbit cu ei și îmi spun, zice, mai este, zice, nouă ne și frică să spune ceva de Facebook, dar de ce? Dacă ne închide și pe noi, cumva închis pe dumneavoastră și de-aia nu mai spunem nimic noi. Păi, am ajuns așa, asta e viața, fraților, ce să faci? Da, am eu chiar că s-a blocat de tot acum, nu mai mi-arată nimic. Nu mai contează. Bun, așa cum am spus, da? Facem umbra, lumina vine de undeva de aici. Deci nu e o lumină de lateral stânga, ci e de lateral stânga puțin centru, vedeți, da? E, acum începe tot imaginarul dumneavoastră să punem la în aplicație, în aplicare. Păi, știți de ce? Pentru că chiar dacă tu ești portretist, peisagist, sau ce faci tu ca pictor acolo, din când în când e bine să ne ducem către un studio de 140 TV. Sunt diferite, nu are nicio relevanță numărul real. Din când în când e bine să mergem și să facem niște. Știu de ce a crescut numărul la 140 de la 103 cât aveam noi, pentru că doamna Sica când intră distribuie în masă dânsa. Este una dintre admiratoarele mele și doamna Doina Matei și, mă rog, da, să rămână, mulțumim. Și haideți să vă explic așa pe scurt despre ce este vorba când vorbim despre studiu. Ați auzit probabil o parte dintre dumneavoastră că a studia, că studiu și să facem și, dar cum, ce înseamnă studiu mai exact? Păi, chiar dacă tu ești portretist și spui că faci studiu pe portret pentru că te interesează doar studiu pe portret, eu trebuie să spun că te cam înșeli acolo, omule, pentru că și cam ne înșelăm cu toții. E bine să faci studiu pe portret pentru că ăla te interesează, dar de când în când, din când în când, e bine să mai faci studiu și pe altceva. Adică nu trebuie să te plafonezi la. Pentru că tu, ca și pictor, ai să ai diverse experiențe în care îți va fi de folos lângă un portret să faci un vas. Cum e asta din față, da? La care pictez eu. E nevoie să faci și altceva în afară de portret. Deci tu, ca portretist, te mai lovești și de posibilitatea de a picta și altceva în afară de portret. Aia încercam să-ți explic. Adică și atunci trebuie să faci studiu. Și ca să faci studiu, te vezi, faci așa cum fac eu acum. Chiar dacă nu e comandă, nu contează. Studiezi și înveți și când vei avea posibilitatea, când va fi nevoie să te pui în fața unui lucru de genul ăsta, să știi deja cu despre ce este vorba și să știi cu ce se mănâncă. Nu se va vedea dublu gura asta în interior, pentru că aici este drept. Și dacă este drept aici, am învățat că este drept și aici, da? Deci nu se va vedea gura vasului. Da? Am mai discutat noi lucrurile astea, o să le punem în practică.
Câte puțin, câte puțin, fiecare dintre noi va fi, va veni și momentul când va trebui să pun în practică tot ce spun eu aici. Bun, hai să trecem mai departe, să lucrăm la bază și să nu ne abatem de la ceea ce vrem să facem aici. Acum punem umbrele pe vas, după care o să punem umbrele pe fundal. La fundal, da? Pe fundal. Eu nu am un model, lucrez din imaginație și e bine că lucrez din imaginație și pot face astfel de lucruri din imaginație. Cred că ar trebui și o parte dintre dumneavoastră care deja aveți experiență să faceți din imaginație, să începeți să vă lucrați la imaginație, pentru că așa o să vă vină bine atunci când va fi nevoie să faceți ceva. Și nu veți avea un model, de exemplu, da? Bine, dar asta înseamnă să studiați mult și nu doar portretul sau natura statică și peisajul și toate astea ca să le putem înțelege mai bine, da? Bun, hai să trecem acum ușor și subtil la fundal. Am pus prima culoare aici, ați văzut. Așa, și acum o să lucrăm pe fundal. Pe fundal o să trebuiască să lucrez tot cu pensulele astea două, m-am obișnuit cu ele, le șterg acum imediat. Și o să vă arăt umbrele și luminele pe fundal și o să vedem cum iese acest vas în prim plan, cum trebuie el să iasă din fundal către privitor. Da. Mai puțin că asta e tare murdară de roșu asta și nu trebuie mie pe acolo prea mult roșu. O să iau niște negru, albastru și o să fac în palmă și o să fac o probă să vedem cum funcționează în cazul de față. Așa, pe aici îmi mai trebuie o pensulă mai micuță cu ceva culoare deschisă. Ia să vedem. O să încep. Așa. Și pierdem, pierdem. Aici o să vină lumini frumos pe vas, o lumină subtilă, aici trebuie să facem. Cam deodată vom lucra asupra ceea ce înseamnă aici fundalul. Estompăm. E, mai trebuie pusă culoare albă acolo, mai punem ceva alb acolo ca să înțeleagă că se desprinde de acolo, de vasul se desprinde de aici am iarb. Nu faceți așa ceva, da? Nu lăsați o linie așa, o puteți face, da? Vă apropiați ușor de vas, nu modificați forma, da? Și apoi o estompați, da? O trageți pe culoare către partea de fundal, da? Ia uite așa. Și cam asta e, da? Și pare așa ca o linie cum umbra de aici duce și formează iluzia aia, știți dumneavoastră, da? E, să vedem acum cum mai putem face. Cred că asta este puțin cam închisă la culoare, din ce văd eu. E prea închisă asta. Să mai punem puțin lucru. Cred că am obosit. Dacă pun umbră pe fundalul ăsta mai închis, pe aici trebuie să vină lumină pe lângă vas, da?
Deci trebuie lucrul ăsta să-l aveți în evidență tot timpul, da? Deci dacă pun umbră pe aici, pe aici, ăsta pe aici va avea niște reflexe de strălucire a vasului, va străluci. Da? Va da niște efecte frumoase. Acum că facem într-un fel sau altul fundalul mai închis, mai deschis, de aici poate să vină lumină. Uite, am făcut o umbră aici, subtilă, o mai stompăm puțin. Atenție, când faceți umbrele astea aici, nu mai puneți negru ăla aici. La mulți am văzut, puneți un negru acolo, la bază, jos, să dovediți că știți ce faceți. Dar nu mai e cazul să mai dovediți nicăieri, că v-am spus, totul ține de rafinament și de faptul cum executați prin rafinament, nu prin abuz. Abuzați privitorul cu ceva anume. Da? Încercăm să nu mai fim. E, mai poate fi și așa, sigur că da. La un moment dat, fundalul se amestecă cu ceva din compoziția acestei vaze, da? Acestei carafe, da? Uite, vezi pe aici. Mai putem face treceri de genul ăsta, dar să știți că asta se cheamă execuție tehnică. Deci nu e un defect că, wow, ce a făcut pictorul pe acolo? Cum a trecut așa? Că a greșit? Oh, nu! Nu e o greșeală asta. E o greșeală că nu faci. Când faci, înveți. Deci, la ora asta, dacă mai continui să vorbesc, e ora la care eu fac filozofie cu mine. Aoleu, bateria cred că nu mai este, nu? Ba, mai are, 20%. Dar de ce nu pune la încărcat? Că doar aici e încărcătorul, lângă mine. Mai stă și ăsta în capul meu acum. Ce să facem? Asta e. Mă vezi cum e serie, știți cum e. Gata. Ei, acum să vă arăt dacă facem o combinație subtilă de albastru, roșu, rezultă un violet. Băi, da, e o chestie că, uite câtă culoare pun, adică e foarte puțin. Ia uite ce puțin e, vezi cât e de puțin, că dau și nici nu se ia pe palmață. E o peliculă foarte subțire, asta vreau să vă arăt. E, și dacă aici am o culoare și eu mai pun altă culoare peste o altă culoare, rezultă o altă culoare. Eu v-am spus că e ora la care mă apucă filozofia și gândurile. Uite, vezi? Am pus și mai pun încă o dată albastru roșu și mai fac puțin. A, trebuie să mai pun și puțin alb în ăsta, că al mintenii nu mi-e așa cum aș fi vrut eu. Vreau să fie puțin mai... Ups. Mai țineți minte că am făcut într-una din ședințele video online, am făcut o vază de genul ăsta din acrilic, culori acrilice. Asta este ulei, da? Țineți minte, da? A fost făcută din culori acrilice. Deci se poate și cu ulei, și în ulei. Doar că la ulei e cumva mai complicat dacă nu știi cum să le aștepți. Se complică lucrurile dacă... Da? Uite, pensula murdară. Ia să vedem dacă știm noi ce facem aici.
apăs, dar nu apăs suficient de tare, apăs numai așa, superficial, pentru ca acea cantitate de culoare care se află la baza firului de păr să fie eliberată constant și în timp. Adică, da, constant. Vedeți? Deci nu apăs din prima. Dacă aș apăsa din prima tare, uite culoarea care e acolo în pensulă, da? Deci eu apăs subtil, constant, culoarea mea se eliberează din pensulă și mi creează posibilitatea de a împrăștia uniform culoarea acolo unde trebuie. Unde trebuie să pun, da? Din verde transform în albastru, violet, ocru, da? Uite, hai să mai acoperim puțin. Dau în toate direcțiile, da? Trecem și aici. Așa. Ia uite, eu ați văzut că nu am mai luat culoare, deci culoarea este cea pe care am luat-o atunci. Nu am mai ridicat pensula de pe... E puțin într-o parte, ce e cam gravidă într-o parte. Trebuie să o echilibrăm. Uite așa, pac, 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 pac. Și de sus poate să vină lumina, de sus. Cum? Păi pune niște alb. Și am schimbat. Era la bază un fundal verde, apoi l-am transformat în această culoare, da? E un albastru spre violet, așa. Și mi-a rămas al cel verde care se află prin jur, contur jurul acestui vas. Uite, mai pot să mai intru puțin pe partea asta. Să intrăm puțin pe partea aia de vas. Da, din momentul ăsta să știți că e o plăcere să pictez din faza asta cu vopselurile care sunt așternute pe placa asta de lemn, pentru că îți conferă stabilitate. Culorile sunt stabile acum și te joci, adică ai posibilitatea de a te juca. Și dacă mai știi și ce înseamnă tehnic, cum poți executa tehnic o lucrare, e perfect în cazul ăsta. Deci avem cursurile online, cursuri de pictură, Popa Laurențiu, începe 25 nu, pe 20 septembrie încep astea online, nu? Da? Iar cele fizice la Clubul Lions București, pe Mihai Eminescu, cele fizice, da? Facem cursuri fizice. Adică vei fi fizic acolo, la cursuri. Tariful și celelalte lucruri le vei afla. E altfel, vedeți, încep lucrurile să se așeze deja, începe mult mai bine. Eu, cu toate că am o doză de oboseală acum foarte mare în mine, sunt foarte obosit, să spun așa.
Da, Mihaela, e din secolul Ah. XIX sau XVIII, ce scrie acolo că l-am văzut. Dar am văzut că ai scris ceva. Să știți că eu, ca să privesc mesajele, trebuie să mă dau undeva în spatele telefonului și nu prea pot. Hai să-i facem gura aia totuși de la vas mai proeminentă puțin ca să-i dăm. Trebuie să mai beau niște apă. Beți lichide, că lichidele ne face să ne simțim mai bine. Fără lichide ne simțim așa mai lipsiți de vlagă și lichidele astea sunt mare, e mare lucru să bei apă. Da. E, aici trebuie să intru în pensule mai finuțe pe partea aia de sus, că nu merge cu pensula asta mare. Am încercat să fac cu pensulele astea mari, băi, pensule mari, faci ce faci, dar te mai și gândești ce faci cu pensulele mari, de fiecare dată nu merge. Bine, aici ar trebui acum să vin cu culori mai închise și mai închise și mai închise și după aia culori foarte tare deschise. Mă rog, toate astea le veți afla în cursul de pictură online, Popa Laurențiu, acolo vă pot și eu îndruma mai mult decât ce fac aici. Vă aștept cine vrea să se înscrie, să se înscrie. Deja am înțeles, mi-a zis nevastă mea că sunt 82 de persoane. Lasă că e bine, Doamne ajută, știți cum este. Pentru cine vrea chitanță, pot să dau și chitanțe. V-am zis la sfârșitul cursului de 6, de 3 luni, de 3 și de 6 luni avem. Eliberez un certificat de absolvire a cursurilor online, Popa Laurențiu. Un certificat care va fi cumva atestat, dar nu știu ce măsură voi reuși, pentru că Ministerul Culturii nu o să vrea niciodată nimic să ateste decât ce înseamnă instituție. Mai complicat cu astea. Nu intrăm noi în detaliile astea prea. În detaliile astea prea mărunte ale instituțiilor, ale institutelor. Băi, deja s-o obosim, măi. Gata. Bun, deci, asta poate fi transformată și în orice altceva, în afară de o vază. Adică poate fi pus în ea și niște flori și, mă rog, ceva. Uite, de exemplu, trei trandafiri, știi? Pot fi pus și acolo, lucrat puțin la asta. Crea niște modele, dar ies un hiperrealism după aia și mă enervează și nu. Da. Bine, vă spun o seară frumoasă și ne mai vedem. Flori, te salut, Flori. Seară frumoasă, noapte bună.